Piața energiei verzi este în creștere. Sunt peste 100.000 de, de prosumatori români care își produc energia electrică și furnizează și în rețea. De altfel apar tot mai multe parcuri destinate energiei regenerabile. Astăzi, într-un nou episod pro săptămâna Verde, vă arătăm cum se dezvoltă energia verde în România. După mulți ani în care România a cumpărat energie electrică, în 2023 țara noastră a fost exportator. Producem energie din mai multe surse, de la cărbune, nuclear și gaze naturale până la hidroelectric, eolian și solar. Anul trecut în România mai bine de jumătate din energia produsă a fost din surse regenerabile. Suntem în județul Giurgiu, la numai câțiva kilometri de granița cu Bulgaria. Aici, pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare, avem o mare de panouri. Puterea instalată în acest parc este de 45 de megavați, adică suficient cât să alimenteze un oraș mic. În 2023, din producția totală, aproximativ 3% a fost energie solară și suntem de-abia la început, spun specialiștii. Avem o piață într-adevăr în dezvoltare, prețurile la sistemele fotovoltaice sunt cele mai mici de până acum, sunt stabile, avem surse suficiente de materiale, echipamente pentru a instala sisteme fotovoltaice, vremea e bună, soare avem și deci putem să producem energie de la soare. Energia regenerabilă a devenit atractivă și pentru cei care stau la bloc. Simona și Aurel locuiesc în sectorul 6, au înscris blocul într-un concurs pe care l-au și câștigat. Premiul cel mare a fost un sistem fotovoltaic. Mi s-a părut o uh, oportunitate bună pentru uh, blocul nostru de a face și altceva. Suntem un bloc din uh, anul 1970 și, practic, vrem să-l aducem în vremurile noastre. Au învățat treptat ce înseamnă un astfel de sistem, mai ales că beneficiile se văd deja. Energia produsă aici e folosită în spațiile comune ale blocului, adică pe casa scării, iar vecinii sunt declarați oficial prosumatori pentru că furnizează energie și în rețea. La facturi înainte, dacă dăm un exemplu, ne venea cea mai mare factură undeva la 50 de ron, acum ne vine cu minus. Nu mai plătim lumina pe părțile comune. Ultimul raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei arată că în România erau peste 121.000 de prosumatori care împreună au o putere instalată mai mare decât a centralei de la Cernavodă.